Astăzi începe postul Crăciunului. Pentru credincioși urmează 40 de zile cu alimente de origine vegetală, fără carne, lapte sau ouă. Și restaurantele și-au ajustat meniul pentru a acoperi toate cerințele. Cei care au făcut deja piața pentru a pregăti mâncăruri de post spun că mesele cu avocado, tofu sau năut sunt tot mai costisitoare. Timp de 40 de zile, credincioșii vor lăsa deoparte grătarele, sarmalele sau prăjiturile și vor trece la produse de origine vegetală. Așa se face că și restaurantele se reorientează. Cele mai căutate legume sunt cele de sezon, cartofii, fasolea sau varza, și pastele făinoase apar des pe mese în această perioadă. Restaurantele și-au diversificat deja meniurile cu preparate de post și au găsit alternative chiar și pentru carne. Totuși, pentru mulți credincioși, produsele de post cad greu nu la stomac, ci la buzunar. În piețele de legume și fructe, vânătoarea de oferte începe de la primele ore ale zilei. Deoarece postul Crăciunului presupune abținerea de la alimentele care conțin origini animale, este recomandat ca persoanele care vor să postească să fie cumpătate din punct de vedere alimentar și să consume alimente sănătoase, bogate în vitamine. Așadar, poți opta în această perioadă la fructe și legume proaspete și naturale, nu cele uscate cu zaharuri sau conservanți adăugați, cereale, nuțe, semințe, uleiuri de gătit și sucuri proaspete din fructe, relatează observatornews.ro.